Mihai, 4-0, un rezultat pe care, sincer, cred că nici măcar rapidiștii nu îl anticipau la această dimensiune. Nu mă refer la victorie, la dimensiunea acestei diferențe. Cum s-a văzut din tribună? De la vrei să spun ceva? Oficială. Și ce cineva din anturajul meu, da? Care nu este rapidist, este list, FCSB-ist, hai să zic așa. Roșu-albastru. Ăla pronosticul exact, nu pot să spun cine, pentru că... Na, cineva? Înainte de 4-0 pentru Rapid? Da. Înainte? Da. Sau la 3-0? Nu, înainte să înceapă meciul. Chiar am vrut să facem pariu, dar n-avem voie să facem pariuri. Da, trebuie, aveți voie să faceți pariuri pe bomboană. Așa ceva. Că sunt oameni care s-au gândit la acest reflux al FCSB-ului aseară în meciul cu Rapid. Pentru mine a fost o mare surpriză. Nu puteam să mă gândesc niciodată că o să piardă. După, mai ales moralul bun care l-aveau, pentru că erau pe primul loc, 12 puncte. Un meci în care nu puteau să intre relaxați, pentru că era un meci care îl câștigau, probabil că erau campion de acum. Era clară treaba, nu să mai discuta. Dar modul cum s-au prezentat cei de la FCSB a fost așa cum a fost. Dacă ai fi să faci o remarcă așa unui jucător în echipa FCSB-ului, nu știu că ai putea găsi, poate pentru dăruire așa unii dintre ei, dar nu pentru realizări. Modul cum au gândit jocul, mi se pare că a fost total greșit. Greșelile din zona centrală... Dar au ajuns la meci, cei la FCSB? Da. De ajuns au ajuns, au plecat la un moment dat. Da, au plecat, n-au mai ieșit după pauză, spunea meme. Iar... Păi nu, are dreptate, adică repriza 1 a fost marcată de un oarecare echilibru. Bă, pe mine mă marchează pariul, care nu l-a făcut Mihai cu... Da, prietenul lui Roșu-Albastru. Fost antrenor sau fost jucător? Nu, nu pot să spun, nu are niciun fel de... Nu e foarte să anticipezi un 4-0 în amintele de SB. Deci până acum, ce meciuri au fost acolo? A fost CSU Craiova cu FCSB, acum câteva etape. Dom'le, nici cei mai optimiști FCSB-iști n-au spus 3-0. Acum, bun, a fost NFA Cup săptămâna trecută, Liverpool cu Chelsea, acum a fost ăsta. Nu cred că nimeni pe niciunul, trebuie să tragi oamenii la sorți din cei care au dat scoruri. Dar exista ce spune Mihai, un suporter la FCSB-ului care a anticipat acest trebuia să dea acolo. Dar au cuvântul de onoare. Un om din fotbal. Și important. Ce ai spus tu în momentul ăla? Că era, nu începuse meciul. Și-a pierdut mințile. Sau ce ai tras pe n-a pierdut mințile. S-a pierdut mințile. Știi cum poți să dai asta? Când ești anti-Gigi, când ești anti-Haralambos. Nu, el a anticipat căderea echipei? A anticipat căderea echipei exact în meciul acesta? Asta spui tu. Da. Ce s-a uitat la încălzire? Au văzut că de la încălzire... Da, pentru că eu am ajuns cu 10 minute înainte. I-a văzut de la încălzire. Probabil că i-a văzut și la încălzire, în sfârșit. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar și așa mi-a spus. Încălzire, am văzut la încălzire și grupul Rapidului, Săpunarul i-a adunat pe toți, au vorbit împreună, cei la FCSB erau împrăștiați pe trei. Aseară, rapidiștii au fost viteziștii. Cristi, vă dau cuvântul de onoare că nu vă mint. Am rămas, mă rog,